Domnilor și domnilor deputați, știți că atunci când se atestă fenomenul de involuție demografică, orice țară încearcă să-și restructureze sistemul educațional. Lucrul acesta s-a întâmplat în toate țările lumii care astăzi sunt prospere și încotro mergem pentru a învăța cum să construim un sistem educațional performant. Și acum, în America sau în Marea Britanie, în Franța, Germania sau în alte țări, vedem autobuse școlare, vedem școli de circumscripție. De aceea vă declar, nu suntem primii care am recurs la această reformă structurală. Totodată vreau să vă spun cu toată responsabilitatea, nu suntem primii nici în Republica Moldova. Ori în anul 2007, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, care se afla atunci la putere, a făcut prima încercare de a reconfigura sistemul educațional în Republica Moldova. Anume, în acea perioadă au fost închise primele 20 de școli, au fost pregătite terenul necesar pentru a disponibiliza primele cadre. Și nu a fost un lucru rău în istoria învățământului, fiindcă documentele s-au păstrat cu siguranță. Anul 2007, când guvernarea comunistă a pornit această reformă structurală, va intra ca un punct de pornire. Ce a fost în continuare? A fost o continuare acestei inițiative foarte bune, vreau să spun. Îmi pare foarte rău că atunci nu a fost făcută cu mai multă intensitate. De aceea mergem în continuare aceste idei. Vreau să vă spun un lucru. Reforma structurală de învățământ este o reformă întârziată. Era foarte bine dacă încă acum 10 ani, în Republica Moldova, guvernanții ar fi recurs la această schimbare a rețelei instituționale. Fiindcă încă acum 10 ani era evident că numărul instituțiilor rămâne același, iar numărul copiilor descrește drastic. Era clar că trebuie să întreprindem ceva pentru a nu avea școli cu 5 copii, 10 copii, 15 copii, a nu avea clase cu un copil sau două, a nu avea situații când, spre exemplu, în clasele primare, cu toții se adună, clasa 1, a 2, a 3, a 4, într-o clăsuță micuță pentru a trece toate cursurile. Nimeni nu mai știa că în Moldova vom avea acel Bell Lancaster, acest experiment pedagogic în condițiile mileniului 3. Care este ideea centrală a reformei structurale? Ea este următoarea. Mai întâi de toate, apartă un vădit caracter situațional. Dacă avem mai multe localități, dintre care în una din ele există o școală bună, cu o potențialitate bună, atunci copiii din două sau trei localități sunt aduși cu autobusele într-o școală de circumscripție. Apar trei elemente esențiale. Școala de circumscripție, în care se investesc bani foarte mari pentru a asigura clase, ateliere, pentru a asigura săli sportive de calitate, pentru a face ca biblioteca să fie una pe potriva curiculii școlare, cadre didactice cu norme complete. Pe de altă parte, școlile din care vin copiii, care sunt școli cu un număr foarte mic de copii, care având o capacitate de absorpție de 500 sau 700, spre exemplu, dispun doar de 50 de copii, cu autobuzele sunt aduși la școală. Evident că apare și drumurile, nu întâmplător în Planul Național este antrenat și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Am elaborat, în conformitate cu această idee fundamentală, un plan național de reformă structurală în învățământ. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că acest plan nu este planul Ministerului Educației, ci este un plan al tuturor care a fost aprobat într-o ședință de guvern. În acest plan, pe lângă Ministerul Educației, se regăsesc și alte ministeri, cum ar fi Ministerul Finanțelor sau Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. În acest plan se regăsesc și administrațiile publice locale de nivelul 1 și 2. Ori de câte ori vorbim despre reforma structurală în învățământ, toată lumea crede că totul este concentrat în Ministerul Educației, ceea ce nu este corect. Ministerul Educației este parte la această activitate. Cu toții uităm în acest moment că administrației publice locale revine un rol foarte important. Să nu uităm că în conformitate cu legislația în vigoare, deschiderea, închiderea, reorganizarea școlilor constituie prerogativa nu Ministerului Educației, ci administrației publice locale. Atunci când apar probleme, dânșii iau decizia, da, se consultă cu noi, dar dânșii în ultimă instanță își asumă întreaga responsabilitate. În parteneriat cu administrația publică locală și cu ministerele, am proces la această reformă. Vreau să vă spun care sunt primele rezultate. Mai întâi de toate, prima componentă a acestui plan de acțiuni vizează dimensiunea juridică. Știm cu toții că poți procede la o reformă numai dacă te-ai asigurat cu un cadru legislativ adecvat. La ce mă refer? Primul aspect. Noi operăm cu noțiunea de școală de circumscripție.
Ori, deocamdată, nici într-un document legislativ această sintagmă nu se regăsește. Noi vorbim despre Bălțata, spre exemplu, și constatăm că a apărut o problemă. Care e problema la Bălțata? Avem 3 clase liceale, care sunt filiala unui gimnaziu, a unei instituții din alt raion, a nenii noi, Cimișeni, și în acele clase se regăsesc 13 copii în clasa a 11-a, a 12-a, 13 copii în clasa a 11-a și 18 copii în clasa a 10-a. Din punct de vedere legal, formal, nu avem dreptul să avem asemenea entități școlare, fiindcă legea spune clar, ca să ai liceu trebuie să ai minimum 2 clase liceale, ca să ai liceu trebuie ca în aceste clase liceale să se regăsească 20-25 de copii maximum, acolo erau 13. Evident că atunci când colegii noștri recurg la reformă, ne întreabă, putem proceda și noi le spunem, legea nu permite. Cum vom proceda? Și asta va fi întrebarea domnului Sârbu. Acolo sunt 2 variante la Bălțată. Fie că acei copii vor fi transportați în sectorul Ciocanu, unde există un liceu teoretic mix, Gaudeamus, noi vom oferi autobusul necesar, drumul este de calitate și în felul ăsta, într-un fel, vom rezolva problema și vom proceda așa cum procedează nemții sau americanii. Sau este o altă problemă, domnul deputat Sârbu, va trebui în curând să votați pentru această variantă. Noi, de curând, fiindcă eu vorbesc acum despre componenta juridică a planului de acțiuni, am venit cu inițiativa și de curând în guvern a fost aprobată această idee a Ministerului. Noi scoatem plafonul. Scoatem indicațiile care se referă la numărul copiilor care trebuie să fie într-o clasă. Acest lucru ne permite să mergem pe 2 dimensiuni. Atunci când, într-o situație anume, sunt mai mult de 25 de copii, iar în școala de circumscripție se poate întâmpla ca din 3 școli să ai nu 25, dar mai mult 29. Scoaterea plafonului sau deplafonarea ne permite să spunem că este conform legii. Și invers ca la Bălțata, dacă nu ai 20 minimum, dar ai 13, acest lucru ne permite să spunem, liceul poate să rămână în continuare, fiindcă legea nu interzice. În curând o să vină, stimați deputați, acest proiect de completare și de modificare a legii învățământului din 21 iulie 1985 și ați vă rog foarte mult să votați. Votând, o să rezolvați și problema copiilor de la Bălțata. Apropo, același lucru se referă și la școala la gimnaziu rus din Iargara. Acolo avem un gimnaziu în care învață numai 58 de copii, capacitatea de absorpție a gimnaziului fiind de 340. 58-340. Norma legală spune, acest gimnaziu nu poate exista, fiindcă în 5 clase primare din gimnaziu din Iargara sunt numai acâte 5 copii. Norma spune, norma legală, trebuie să fie numai puțin de 20. Dacă vom vota această modificare în Parlament, această modificare a legii din 95, cred că vom avea posibilitatea să rezolvăm altfel și problema copiilor din Iargara. Mai apoi, lucrurile vizează și modificarea codului muncii, fiindcă trebuie să flexibilizăm relațiile de muncă care există în domeniu. Eu mă refer și la modificarea legii cu privire la finanțele publice locale, fiindcă trebuie să dăm o mai mare putere financiară administrației publice locale. Și trebuie să pornim la premiza că vom avea în curând o altă formulă de finanțare a învățământului. Dacă ne referim la planul de acțiune, atunci, bineînțeles că el prevede optimizarea numărului de clase. Avem foarte multe clase în care se regăsesc doar 5, 3, un singur copil. Evident că ele nu pot exista. Și atunci recurgem conform acestui plan la unirea claselor, la combinarea claselor, fapt care conduce la optimizarea rețelei de clase. Conform planului de acțiuni, fapt pe care știți prea bine, în anul 2011 urmează să optimizăm 200 de clase și, repet, acest lucru se face cu aportul, cu contribuția fundamentală a administrației publice locale. Totodată vorbim despre rețeaua școlară, trebuie să optimizăm rețeaua instituțiilor de învățământ, fiindcă v-am spus, avem foarte multe școli mici și lucrul acesta pe larg a fost mediatizat în Republica Moldova. Vă spun că până în prezent am optimizat 90 de școli, dintre care 27 de școli au fost închise ca fiind cele mai mici școli din Republica Moldova. Cineva încearcă să speculeze spunând că acestea de regulă sunt școlile în care se învață limba rusă. Nu este corect. Din 27 de școli, numai 2 școli în care învățau câte 10 și respectiv 14 copii au fost închise, restul fiind școli în care învață copiii care reprezintă curentul etnic majoritar.
Vreau să vă spun că acest lucru, evident, este unul sensibil, dar oricum el urmează să fie făcut, fiindcă deocamdată o altă modalitate nu avem. Vorbind despre această reformă, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că ea poartă un caracter temporar. Evident, eu mi-aș fi dorit foarte mult să fiu ministru într-o societate în care se nasc mulți copii, în care economia este foarte puternică și atunci, evident, că n-aș fi înțeles întrebările legate de lichidarea claselor sau reorganizarea școlilor, știind că este un lucru alogic, dar atunci când din an în an constatăm că numărul copiilor descrește, numărul satelor în care se regăsește populația descrește și el, evident că reforma este iminentă. Vorbind despre optimizarea rețelei instituționale, vreau să spun că ea nu cuprinde doar lichidare. Și în câteva emisiuni televizate am afirmat următorul lucru. Cuvântul cheie nu este lichidarea, închiderea, ci reorganizarea. Până în prezent am reorganizat, am optimizat 91 de școli, dintre care doar 27 au fost închise. Restul au fost reorganizate. Liceele care nu corespund standardelor și norme legale au fost transformate în gimnazii. Unele gimnazii în școli primare sau școli primare grădiniți. Școlile medii de cultură generală. Unele au fost transformate în licee, altele au fost transformate în gimnaziu. De aceea, această optimizare a rețelei presupune și acest gen de organizare. Apropo de învățământul mediu de cultură generală sau școlile medii de cultură generală, conform ultimelor modificări aprobate în guvern, ele dispar, fiindcă ele nu mai au ponderea necesară și nu mai trebuie să operăm cu ele. Vorbind despre această reformă, vorbim despre autobuze. Știți prea bine că s-a produs deja prima licitație și am intrat în posesia primelor 35 de autobuze. Am făcut această verificare obiectuală. Am fost și le-am văzut cum arată. Sunt autobuze speciale calculate pentru copii. Ele în curând vor veni în Republica Moldova. După care vor veni și următoarele 37. În acest an vom procura 72 de autobuze noi care trec prin procedura licitației și care trec și corespundă standardelor existente în lumea prosperă. Celelalte autobuze, fiindcă sper că ați examinat foarte atent planul de acțiune, știți că în acest an avem nevoie de 164 de autobuze, celelalte vor fi închiriate și așa precum s-a spus odată, în fondul de rezervă al guvernului avem bani necesari pentru a închiria autobuzele necesare și aceste autobuze, evident, vor fi închiriate în baza respectării criteriilor existente pe acest palier, pe această dimensiune. Evident, un rol foarte important revine și cadrul didactic, fiindcă o întrebare frecventă care este adresată, ce s-a întâmplat cu cadrele didactice care au rămas în școlile reorganizate, în școlile în care nu sunt copii. Noi depunem tot efortul necesar pentru a păstra cadrul didactic în câmpul educațional. Nu de mult am luat jurnaliștii și am plecat la Costești. Am plecat în Râșcani. Știți prea bine că raionul Râșcani și Căușeni au fost primele raioane pilot în care am aplicat formula reconfigurării structurale a învățământului. Și cu toții am constatat că în Râșcani niciun cadru didactic în urma efectuării acestei reconfigurări nu a rămas fără serviciu. Deci se poate. Și atunci când declar că vom avea grijă de cadrele didactice, spun că acest lucru poate fi făcut. Totodată înțelegem că se vor crea situații mai speciale când va trebui să recurgem la reconversia profesională, la găsirea altor specialități sau la antrenarea lor în alte tipuri de activitate educațională. Bunoare, instituțiile din care vor pleca copiii se vor transforma în niște centri educaționale axate pe activitate sau pe problemele de ordin extracurricular. Venind de la școală, copiii vor avea nevoie de certuri, de cluburi, de dezbateri, de consultări pe care le vor oferi acești pedagogi care pentru munca lor vor fi remunerați. Această reformă decurge, bineînțeles, anevoios, fiindcă evident există tot felul de rezistență, ori rezistența la schimbare reprezintă o chestiune firească în orice reformă. Dar vreau să vă declar cu toată seriozitatea că administrația publică locală de gradul 1, nivelul 1 și 2, în marea majoritate a cazurilor, a conștientizat importanța acestei reforme pentru destinul țării, deci avem tot sprijinul și participarea lor.